Fotbaliștii sunt unii dintre cei mai dedicați atleți din lume. Pentru a fi fotbalist profesionist trebuie să ai o dietă foarte bună, să lucrezi foarte mult în plus și să te dedici 100% sportului rege. Însă, în unele momente, fotbaliștii, cuprinși de foarte mult stres, recurg și la anumite distracții care includ consumul alcoolului. Iar în acest episod vom construi o echipă a fotbaliștilor care au fost prinși consumând alcool în niște impostaze nu prea favorabile. Dar înainte de a începe echipa, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să facem și la acest clip peste 500 de like-uri. Și dacă nu știați deja, m-am întâlnit cu Alexandru Băluță și mi-a semnat acest card din FC24 pe care îl puteți câștiga. Aveți giveaway la mine pe Instagram, acest giveaway este drept mulțumire pentru cei 20.000 de abonați, în acest moment suntem chiar 23.000, așa că haideți să facem 30.000 chiar până la sfârșitul lumii. Ar fi senzațional. Și pe lângă acest cartonaș, mai am două premii puse în joc și anume două poze semnate cu Alexandru Băluță, semnate evident de el. Astfel vom avea 3 câștigători la giveaway, așa că șansele să câștigați ceva sunt foarte mari. Vă las linkul în descriere și haideți să începem cu echipa. Și în poarta echipei noastre avem chiar un jucător român, și anume Bogdan Stelea, un membru al generației de aur, care a prins majoritatea turneelor finale de dinainte de anii 2000, dar care a lipsit fix în acel meci decisiv cu Suedia în 1994, când Prunea a fost portar și a făcut o greșeală colosală care a încheiat speranțele României de a juca semifinala cu Brazilia. Lăsând asta la o parte, Bogdan Stelea a avut o carieră foarte bună, fiind unul dintre puținii jucători care a jucat și la Steaua și la Dinamo și la Rapid, la cele 3 cluburi mari din București. Iar în 2005, după ce revenise la Dinamo, după o perioadă petrecută în Spania, Bogdan Stelea, probabil după o petrecere cu prieteni săi în care a consumat alcool, a decis să se urce la volan. Din fericire, fostul portar a fost prins de poliție înainte ca ceva rău să se întâmple, iar pentru că avea o alcoolemie de 0,23 la mie, autoritățile i-au confiscat permisul pentru 90 de zile. Bogdan Stelea a declarat în mai multe interviuri că el obișnuia să bea doar în cercuri restrânse, însă mi-e greu să cred că fix atunci când s-a trezit să meargă sub influența alcoolului la volan să fie prins, cred că s-a mai întâmplat de câteva ori, asta doar presupunerile mele, nu sunt bazate pe alte antecedente ale lui Bogdan Stelea, dar știi cum e, dacă ești prins făcând ceva odată, probabil că nu e prima oară când o faci. Și continuăm echipa cu bad boy-ul fotbalului românesc, Gabi Tamaș, care a dat, știți bine, celebra replică după un interviu. Sărbători fericite, multă sănătate, am plecat frumos la un șpriț. Ei bine, vă voi spune în acest moment două ipostaze în care Gabi Tamaș a întrecut măsura după ce a consumat alcool. Prima dintre ele se întâmpla în 2013, când Gabi Tamaș a spart o ușă pentru a intra în blocul său, fiind evident sub influența alcoolului. Acesta, după ce a spart ușa de termopan, a urcat până la etajul 1, unde s-a culcat pe scară. Aflat, după cum vă ziceam, într-o stare de ebrietate, fostul fotbalist a fost dus la secție de către polițiști pentru a da declarații legate de ce se întâmplase în acea seară. Gabi Tamaș a trebuit să petreacă 12 ore în secția de poliție, unde evident și-a continuat somnul, acesta în final fiind obligat să plătească daune administratorului blocului și fiindu-i interzis să părăsească țara timp de 30 de zile. Al doilea eveniment s-a întâmplat ceva mai recent, în 2019, când de această dată fostul fundaș român nu se mai afla în țara sa natală, ci în Israel, unde a fost prins conducând cu peste 205 km la oră și o alcoolemie imensă. Acesta avea peste dublul lui Bogdan Stelea, și anume 0,77 de miligrame de alcool la mie. Din mai multe surse, Tamaș fusese la restaurant cu soția sa și după ce consumase o cantitate mare de alcool s-a urcat la volan și a dat talpă, unde limita era 90, v-am spus, el avea peste 205. În România ar fi făcut închisoare, însă în Israel a scăpat destul de ușor, doar cu o amendă și cu închisoare cu suspendare. Continuăm echipa tot cu un român, ultimul de la această echipă, vă promit, și anume Vlad Chiriche, și actual fundașul CRO de la FCSB, campioana României, care în 2013, după ce se transferase deja la Tottenham Hotspur, a revenit în România pentru o scurtă perioadă și s-a întâlnit cu foștii săi colegi de la Steaua, printre care Florin Gardoș, Luca Sucala sau Cristi Tănase, și după o seară de pomină, acesta a fost filmat încercând să meargă spre casă și din păcate a căzut cu fața în zăpadă. Multă lume a încercat să-l apere pe Vlad Chiriche, spunând că într-adevăr,
poate vântul era de vină, dar majoritatea lumii și-a dat seama că probabil a consumat ceva ceea ce nu era deloc de condamnat, ținând cont că toată lumea știa că Vlad Kirkeș are o viață extrem de bună în mediul extrasportiv și chiar și în Anglia, unde fotbaliștii de obicei consumă foarte mult alcool, s-a menținut pe același ritm, aceasta fiind doar o mică escapadă, din care, din fericire, a scăpat nevătămat, pentru că și antrenorul său de la acea perioadă, Sherwood, a glumit pe seama accidentului lui Vlad Kirkeș, spunând că și el a căzut în zăpadă și că nu va fi sancționat pentru că nu a încălcat teoretic nicio regulă. Continuăm echipa direct cu mijlocașii și l-avem pe magicul Andrea Pirlo, care în timpul în care era jucător era cunoscut pentru calmul său de pe teren, fiind încrezător cu mingea și înscriind lovituri libere senzaționale. Acum imaginați-vi-l pe Andrea Pirlo beat. Vă vine să credeți? Mie sincer nu prea. Ei bine, momentul despre care vă povestesc se întâmpla acum 10 ani, când Andrea Pirlo se mai bucura de un titlu câștigat cu Juventus în Serie A și de obicei el controla jocul pe teren, dar în afara terenului colegii săi au hotărât să-i controleze băutura și l-au înveselit de-a binelea pe Andrea Pirlo, dar totuși au stat aproape de el pentru că nu ar fi vrut ca Andrea Pirlo să se împiedice să cadă din autobuzul echipei. Și un alt moment a fost la petrecerea de adio când a plecat de la Juventus, Andrea Pirlo fiind alături de alte două legende ale fotbalului italian, Gennaro Gattuso și Paolo Maldini, așa că închinăm și noi un pahar în cinstea lui Andrea Pirlo. Și lângă Andrea Pirlo este chiar un fost coleg de-al său de la Juventus, și anume Arturo Vidal, fotbalistul chilean care este recunoscut pentru caracterul său de pe teren și calitățile sale imense de luptător. Însă aceste calități de luptător pe teren s-au transformat în defecte în afara terenului, în momentul în care Arturo a consumat peste limită alcool, luându-se la bătaie într-un club. Mijlocașul care juca în acea perioadă la Bayern München a fost prins de poliție și risca până la 10 ani de închisoare pentru violența arătată în club. Acesta însă a scăpat bazma curată, dar nu pentru mult timp, iar în 2015 la Copa America, jucând meci de meci pentru naționala sa, Chile, Arturo a decis să-și ia o seară liberă și să petreacă cu soția sa o noapte la casino, unde din nou a exagerat cu alcoolul și a decis să se urce la volanul mașinii sale. Iar din nefericire pentru Arturo, n-a mai fost niciun polițist care să-l oprească și să-l tragă la răspundere, Vidal făcând un accident care putea să fie chiar mortal, dar mulțumind lui Dumnezeu nu a fost și Arturo a putut să se întoarcă la antrenamente, însă era vizibil obosit, iar polițiștii au fost informați și Arturo Vidal a fost luat la secție, iar toți fanii naționalei sale au auzit această veste și Arturo, cu un caracter puternic, a decis să-și ceară scuze chiar în lacrimi față de suporterii săi, pentru că urma finala Copa America pe care Chile o disputa împotriva Argentinei. Iar în finală, Arturo nu a dezamăgit și nu și-a lăsat la greu fanii și chiar a reușit să marcheze un penalti decisiv care a făcut-o pe Chile câștigătoare a turneului. Da, într-adevăr, un mod bun de a-și cere scuze față de fani. Și un alt jucător care știu cum să-și ceară scuze de la fani este Jack Grealish, fotbalist deja cunoscut pentru escapadele sale, în care printre personaje avem de cele mai multe ori alcoolul. Ei bine, scandalurile sale cu alcoolul încep de undeva din 2015, când Jack Grealish încă evolua la Aston Villa, unde după o petrecere în care a consumat alcool și anumite baloane cu heliu, a fost filmat chiar dormind pe străzi. Probabil cel mai recent moment cu Jack Grealish entuziasmat a fost după ce Manchester City a reușit să câștige Champions League-ul anul trecut, când Jack într-adevăr a dat tonul petrecerii, bucurându-se de performanța sa pentru mai multe zile la rând. Trebuie să-i dai cezarului ce al cezarului, Grealish chiar știe să petreacă. Și un alt fotbalist care știe să petreacă este evident Neymar, paradul nu bailam, sângele brazilian îl face să fie talentat atât pe teren cât și în afara lui, iar în 2015 când încă juca la Barcelona, tocmai ce câștigase tripla de trofee, ce a decis să petreacă în stil mare, organizând o petrecere chiar la el acasă în São Paulo. Însă trebuia să fie mai atent cu invitații pe care i-a avut, pentru că aceștia, imediat ce l-au văzut pe Neymar într-o stare mai vulnerabilă, au început să scoată telefoanele și să-l filmeze. Iar Ney de-abia dacă se mai putea ține pe picioare. Iar ceva timp după, la ziua sa, când a împlinit 25 de ani, Neymar a ținut să le spună tuturor cât de
fericit și beat este făcând acest lucru la un microfon. Următorul fotbalist este legenda lui Manchester United și a naționalei Angliei, Wayne Shrek Rooney, care a fost considerat la un moment dat printre cei mai buni atacanți din lume, dar de-a lungul carierei sale s-a știut foarte bine că Wayne Rooney are o problemă cu alcool. Iar în timpul unui meci al lui Manchester United, când Wayne Rooney era accidentat și privea partida de la loja VIP, acesta a cerut subtil o sticlă de bere pe care a încercat să o bea fără să fie filmat de camerele care erau cu ochii pe el. Iar lăsând la o parte fotbalul, Wayne Rooney a decis la un moment dat să bea în timp ce avea o mică partidă recreativă de box cu prietenul său și la un moment dat, chiar în timpul unui concert Ed Sheeran, Wayne Rooney nu a ezitat să bea o gură de whisky în timp ce era pe scenă alături de celebrul cântăreț. Un alt challenge mai interesant de atât a fost când Wayne Rooney a petrecut 10 ore în timp ce era în America pentru un maraton de băut alcool. Sincer, clar, asta nu este pentru oricine. Și continuăm cu încă un atacant englez care pot spune că a devenit legendă pentru Leicester City, și anume Jamie Vardy. Ei bine, la transferul său de la Fleetwood Town la Leicester City, fotbalistul care până atunci suferise de o sărăcie cruntă, să fim sinceri, începuse să aibă și el un pic de cașcaval pe care începuse să-l spargă în cluburi, pe petreceri și, bineînțeles, pe alcool. Atât de rău ajunsese Jamie Vardy încât venea de cele mai multe ori beat la antrenamente, iar starea sa era atât de evidentă încât vicepreședintele clubului a decis să ia o măsură și să vorbească însuși el cu Jamie Vardy, iar această conversație i-a schimbat viața total atacantului englez, fiindu-i spuse niște lucruri pe care chiar trebuia să le audă, și anume că fotbalistul nu mai putea să mai continue așa, pentru că altfel cariera sa s-ar putea termina într-o clipită și s-ar întoarce înapoi la viața grea pe care o avusese înainte de fotbal. De asemenea, vicepreședintele i-a spus probabil cel mai important lucru, și anume că acesta investise în el pentru că știa ce potențial mare are și nu și-ar fi dorit ca acest potențial să nu se realizeze din cauza deciziilor proaste luate de Jamie Vardy în afara terenului. Iar de atunci, talismanul lui Leicester și-a întors viața la 180 de grade și cred că a mai consumat alcool doar când Leicester City a reușit să câștige campionatul în sezonul 2015-2016. Și ne rămân așadar două locuri în echipa noastră, două locuri rezervate pentru Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Într-adevăr, parcă nu există nici un clip de acest fel în care să nu-i avem pe cei doi, dar să fim sinceri, chiar dacă Ronaldo este bineînțeles profesionistul fotbalului, fără doar și poate fotbalistul la care te gândești, care are cea mai bună mentalitate și cel mai bun stil de viață, acesta a spus de foarte multe ori că nu consumă alcool, dar au apărut anumite poze sau filmulețe de-a lungul anilor în care o Ronaldo celebra câștigarea unui titlu, de exemplu Scudetto în Italia, dar lăsând aceste momente unde evident că mai iei câte o gură de alcool, a circulat acum foarte mulți ani un videoclip în care Cristiano Ronaldo a fost prins eliberându-și vezica în public și chiar pe mașina unui om. Nu este confirmat faptul că Ronaldo ar fi fost beat în timpul acelui moment, dar mi-e greu să cred că ar fi făcut asta ținând cont că se afla aproape de hotelul echipei sale, unde putea pur și simplu să intre și să-și facă treaba fără a fi văzut de nimeni, însă acesta a ales să o facă în public, iar dacă nu știți, asta chiar este o infracțiune. Și de asemenea, un lucru foarte interesant este că proprietarul acelei mașini care a fost filmate a decis să-și scoată mașina la licitație la un preț enorm, spunând că nu a apucat să spele mașina de când Ronaldo își făcuse nevoile pe ea. Și vă ziceam și de Messi, ei bine, Lionel Messi a fost prins tot așa în două ipostaze, una fiind în 2012 când echipa sa se bucura de o victorie și au decis să meargă într-un club de noapte unde i s-a făcut această poză lui Messi în care se poate observa că avea dificultăți în a se deplasa fiind ajutat de prietenul său Xavi, iar o altă ipostază se întâmpla în 2009 când Barcelona a câștigat prima ei triplă Champions League, La Liga și Copa del Rey, iar Lionel Messi, fiind cuprins de această bucurie enormă, a consumat ceva alcool și fiind urcat pe autobuzul echipei a început să cânte imnul Barcelonei la microfon. Iar aceasta a fost echipa fotbaliștilor care au fost prinși consumând alcool. Țin să menționez că nu condamn pe niciun fotbalist din această listă, dar mi s-a părut o idee interesantă și sper că și vouă v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe buton de like, să vă abonați și să lăsați în comentarii dacă mai aveți idei de asemenea clipuri și de asemenea nu uitați de giveaway. Până data viitoare, am fost Leo, v-am pupat, ciao, ciao!